Salutare, colegi colmofi, și bine v-am găsit la un nou video de pe canalul meu. Pentru început, în acest video vreau să vă mulțumesc pentru suma de 196 de abonați. Mai avem nevoie de 4 abonați pentru a face 200 de abonați. Cine îmi va aduce un abonat sau mai mulți ca să facem 200, va primi promovare de la mine. Și vreau să vă mulțumesc și celor care v-ați abonat până la suma aceasta. Și sper să vă abonați în continuare și să mă susțineți cu like. Deci, acum să intrăm în voliere, să vă arăt pui și ouălele. Deci, ca prin urmare, aici avem primul puiuț. Puiuțul bălțatului și al femelei sale, care este crescut super bine. Priviți ce gușă are, plină. Un bălțat nemaipomenit de frumos. Nemaipomenit. Aproape ca tatăl său. Ce contează este că e frumos. Aici avem albul de ouă. Nu vreau să-l deranjez. Priviți ouăle. Să vă arăt și al treilea pui. Fratele său a murit, iar acesta nu este crescut deloc bine. Cred că și el va muri. Nu știu sigur. Dar pe vid este... A rămas mic. Nu știu ce se va întâmpla cu el. Aici am restul porumbeilor. Mâncare le-am pus de dimineață mai multă și văd că le-a rămas, dar nu este nimic. Asta o vor mânca acum la amiază. Bine, nu chiar amiază, pentru că este ora 14, adică ora 2. Am să le mai dau doar diseară mâncare. Apă trebuie să le dau, cred că tot diseară. Sau nu, le-o voi schimba după ce voi încheia videoul, pentru că n-am cum să le schimb pe video. Vreau să mă scrieți în comentarii, pentru că ne-am adunat destul de multă lume, dacă doriți să mut cei 3 pui în crescătoria din curte, ca să pot să-i eliberez, sau dacă doriți să-i țin aici. Și doar anul viitor să-i mut acolo, dacă voi mai scoate câțiva pui. Să sperăm. Aici este puiul meu, care este scos la mine. Priviți masculul alb, stă pe ouă. Aici avem restul porumbeilor, aici este femela albului. Priviți porumbei, majoritatea stau în volieră, le place foarte mult și vreau să vă spun că voi beneficia în schimbul unui porumbel de alți 3, 2 voiajori și unul nici nu știu sigur ce rasă. Deci, în schimbul acestui mascul foarte frumos, care din câte vedeți s-a făcut foarte frumos, am să primesc o pereche de porumbei alb și încă un porumbel, dar nu știu ce rasă va fi acel porumbel. Asta se va întâmpla mâine. Dacă strângeți suficiente like-uri, măcar 10 la acest videoclip, am să vă arăt mâine această surpriză. Această surpriză, bine, nu este surpriză pentru că o știu, acest schimb. Și da, după cum v-am spus, vă mulțumesc pentru suma de 196 de abonați. Cei care îmi vor aduce câțiva abonați pentru a face 200 sau și mai mult, vor primi promovare de la mine. Și nu uitați să mă susțineți în continuare cu câte un like, să vă abonați, să facem cât mai repede și 300 de abonați și tot așa și pe viitor. Noi ne revedem cu un nou video data viitoare. Pa, pa!